Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. O zi minunată pentru negocieri de afaceri și discuții despre probleme importante. Apărându-vă punctul de vedere, nu uitați să ascultați interlocutorul. Arătați că sunteți interesați de punctul lui de vedere și acordați atenție comentariilor sensibile. Acest lucru va permite să evitați conflictele și să găsiți soluții care să se potrivească tuturor. Persoanele care vă doresc rău își pot schimba părerea despre tine și să treacă de partea ta. Sunt probabile evenimente plăcute acasă. Vești bune despre cineva apropiat. Unii berbeci vor primi oferte pe care le vor accepta imediat. În tot ceea ce privesc relațiile personale, te poți baza pe intuiție. Horoscopul zilei Taur. Influența tendințelor pozitive prevalează. Șansele de a obține succes sunt mari. Veți putea face ceea ce ați planificat mult timp, finalizați lucrurile pe care le-ați început mai devreme. Reușești să-i atragi pe mulți de partea ta. Poate îți vei face noi prieteni. Unii tauri vor primi oferte tentante de cooperare și nu le vor refuza. Ziua promite încasări de numerar și o soluție de succes la problemele financiare. Va exista posibilitatea de a cumpăra câteva lucruri utile pentru casă sau cadouri care să-i încânte foarte mult pe cei dragi. Seara este potrivită pentru o sărbătoare de familie, o mică petrecere improvizată. Horoscopul zilei Gemeni. Deși uneori apar dificultăți, rămâi optimist și nu renunți la lucrurile planificate. Această abordare ajută la obținerea unor rezultate excelente în afaceri, precum și la rezolvarea rapidă a problemelor importante pentru toată lumea. Este puțin probabil ca cineva să vă încurce sau să vă strice starea de spirit. Schimbările în bine, în relațiile personale, sunt probabile. Aici vă puteți baza pe intuiție, vă spune cum să acționați cel mai bine. După amiază, creativitatea va fi deosebit de mare, datorită imaginației și abilității de a privi lucrurile obișnuite într-un mod nou, veți obține succes acolo unde alții au eșuat. Horoscopul zilei Rac. O zi aglomerată și agitată. Ești impresionabil și vulnerabil. Poți reacționa mai brusc decât de obicei la orice comentarii care ți se adresează. Uneori din această cauză apar certuri, dar mai des este posibilă rezolvarea pașnică a situației. Experiența acumulată anterior ajută. Încercați să nu faceți promisiuni. Astăzi aveți tendința să vă supraestimați puterile și să vă gândiți puțin la cât de dificil va fi să vă țineți de cuvânt. În același timp, va fi plăcut să vă întoarceți la lucruri obișnuite pentru care nu a fost suficient timp în ultima vreme. Faceți o treabă excelentă de a rezolva probleme practice. Găsiți o mulțime de modalități de a vă face viața mai ușoară și mai confortabilă. Horoscopul zilei Leu. Zi favorabilă în ceea ce privesc finanțele și proprietatea. Sunt probabile fluxuri de numerar neașteptate, tranzacții profitabile. Unora dintre reprezentanții semnului li se va oferi un nou loc de muncă, alții vor avea șansa să urce pe scara carierei. Influența tendințelor pozitive este vizibilă în toate domeniile vieții. Întrebările la care a trebuit să te gândești mult în ultima vreme sunt rezolvate în cel mai reușit mod pentru tine. Mulți reprezentanți ai zodiei sunt norocoși acolo unde nu se așteptau deloc. Viața se poate schimba cardinal în bine dacă nu te pierzi. Horoscopul zilei Fecioară. Este mai bine să planificați toate lucrurile importante în prima jumătate a zilei, deoarece acesta este momentul cel mai favorabil. Dificultățile sunt trecute ușor, faci față sarcinilor care i-au blocat pe ceilalți. Fantezie și ingeniozitate ajută. Ai idei la care nimeni altcineva nu s-ar fi gândit. După amiază, schimbarea anturajului poate fi utilă. Dacă nu există nicio ocazie de a vizita un loc interesant, puteți începe o afacere nouă. Veți găsi rapid succesul și cu siguranță vă va inspira. Horoscopul zilei Balanță. Acordați-vă o dispoziție pașnică. Astăzi veți avea de-a face cu oameni foarte emoționali și cu temperamente fierbinți, precum și cu cei cărora le place doar să se certe cu toți cei din jur. Dar este mai bine să nu vă certați și să nu clarificați relațiile, ci să evitați toate conflictele. Ești bun la asta. În cele mai importante aspecte, ar trebui să te bazezi pe propria ta forță. Oricum, nimeni nu poate face mai bine decât tine. Este posibil ca cineva pe care îl cunoașteți să aibă nevoie de ajutorul vostru. Cu siguranță veți găsi o modalitate de a-i sprijini pe cei aflați în situații dificile. După amiază sunt probabile surprize romantice. Horoscopul zilei Scorpion.
Încercați să vă păstrați liniștea sufletească, indiferent de ceea ce se întâmplă. Aceasta nu este cea mai calmă și frumoasă zi, dar totuși nu este atât de rea pe cât părea uneori. Nu vă pierdeți spiritul și încercați să petreceți mai mult timp cu cei care știu să vă înveselească, să vă susțină și să vă inspire. Astfel de oameni vor fi mereu alături. Se pot face achiziții mici. Sunt deseori utile chiar dacă nu sunt planificate în prealabil, dar este mai bine să nu vă grăbiți cu achizițiile mari. Va fi util să vă consultați cu oameni în a căror gust și cunoștințe aveți încredere. Horoscopul zilei, Săgetător. Nu te grăbi nicăieri. Ai suficient timp pentru a decide exact cum îți vei atinge obiectivele, pentru a te gândi la fiecare pas. Există persoane în apropiere la care puteți apela pentru sfaturi. Adesea recomandările vechilor cunoscuți te împiedică să acționezi nesăbuit. Puteți improviza, căuta căi neobișnuite de atingere a obiectivului. Aveți multe idei grozave, dintre care unele le puteți începe implementa imediat. Rețineți, cunoștințele și abilitățile voastre nu sunt întotdeauna suficiente pentru a vă realiza planurile. Prin urmare, merită să ascultați sfaturile și să acceptați ajutorul pe care oamenii buni îl vor oferi cu siguranță. Horoscopul zilei, Capricorn. Acordați atenție modului în care relațiile voastre cu cei mai apropiați se dezvoltă. Astăzi este deosebit de important să păstrați armonia și încrederea reciprocă, să nu vă jigniți pentru fleacuri. Este mai bine să vă abțineți de la observații și critici ironice, chiar dacă vi se par potrivite. Sunt probabile cheltuieli neplanificate. Cel mai adesea, acestea sunt asociate cu faptul că trebuie să cumpărați unele lucruri pentru casă. Aici este mai bine să nu vă grăbiți, ci să studiați cu atenție și să comparați mai multe opțiuni înainte de a face o alegere. Este posibil să înțelegeți cum să rezolvați o problemă de zi cu zi care a supărat recent pe toată lumea. Horoscopul zilei, Vărsător. O zi neobișnuită, luminoasă și memorabilă. Adesea te regăsești în lumina reflectoarelor, cochetezi cu pasiune și faci cu ușurință noi cunoștințe. Începutul poveștilor romantice nu este exclus. Relațiile se vor dezvolta rapid, în curând vor începe să vă ocupe toate gândurile, să joace un rol vital în viață. Sarcinile obișnuite pot părea plictisitoare și obositoare, dar te vei descurca bine cu ele, nu vei uita nimic și nu vei rata nimic. De multe ori puteți deveni creativ cu sarcini de rutină. Acest fapt îi încântă pe alții. Horoscopul zilei, Pești. Zi propice. Puteți finaliza lucrările începute mai devreme, face bilanțuri, înțelege unde ați greșit și unde ați avut dreptate. Va fi posibilă rezolvarea unor probleme dificile. Acest lucru poate necesita ajutorul unor aliați noi. Lucrul împreună va fi plăcut. Unii pești își vor găsi prieteni adevărați. Vă vor încânta știrile referitoare la cineva dintre cei mai apropiați oameni. Sunt posibile evenimente plăcute la domiciliu, ca și unele schimbări în familie. Ziua aduce multe motive de bucurie, momente inspiratoare. Poate că veți începe o afacere care va deveni în curând foarte importantă pentru dumneavoastră și pentru cei din jur. Horoscopul zilei de azi.